Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Nu există o lege a istoriei care să determine în întregime mersul lucrurilor. Viitorul depinde de responsabilitatea deciziilor și de faptele oamenilor, spunea Carl Jaspers. Spre deosebire de animale, omul este conștient de propria-i trecere prin timp. Faptul acesta e pe cât de îmbucurător, pe atât de frustrant. Și totuși, faptele noastre ne descriu și ne determină în același timp. Suntem responsabili de ceea ce facem și ce se întâmplă în urma noastră. Istoria se scrie cu oameni, iar felul cum arată spune ceva despre cine suntem noi. Principiile sunt foarte importante, relațiile de asemenea. Felul în care gândim ne definește, dar și felul în care ne raportăm la evenimente. Să fim așadar oameni înțelepți, să răsfrângem în jur adevăratele valori și să-i chemăm pe alții pe aceeași cale. Nu trăim întâmplător, așa că trebuie să fim atenți la detalii. Trecerea noastră prin viață are un sens, un scop, un deznodământ. Să nu uităm asta!